Binecuvântați să fie domn! Mă bucur de această cântare, ultima care s-a cântat, pentru că stăruința începe cu mărturisire. În 1996 ne-am mutat într-un local nou, la Betel, Arad. Am fost așezat în slujba de prezbiter și a început lungul șir al anilor cu stăruință, cu rugăciuni stăruitoare. Programul bisericii noastre era cam în felul următor. Primele zile ale anului era evangelizare. erau chemați frați să vestească cuvântul lui Dumnezeu și apoi o săptămână sau două începea stăruința în fiecare seară. Mi-amintesc cu drag de serbi necuvântate, și unul din lucrurile bine conturate la stăruință era mărturisirea. Am sezizat că persoanele care veneau sincere la mărturisire și își goleau bagajul, erau primele care erau cercetate de Duhul Sfânt și Dumnezeu se îndura și revărsa puterea Duhului Sfânt. Slăvi să fie Dom. Pun bazele acestei lucrări și vă sfătuiesc, dragi frați, surori care stăruiți, tineri sau în vârstă. Avem și persoane în vârstă care au stăruit. Aveam și persoane care au stăruit mai mulți ani, dar Dumnezeu până la urmă s-a îndurat. E important să golești interiorul tău, să începi o viață nouă și Domnul se îndură și dă Duhul Sfânt ce am văzut la mărturisire. Am văzut persoane care veneau așa, nu chiar cu zâmbetul pe buze, dar o spuneau așa, frate, le-am făcut pe toate și, și asta era mărturisirea la el. Și erau persoane, tinere, tineri, care veneau cu lacrimi. M-am supărat pe mama, i-am răspuns obraznic, și plângea de parcă ar fi făcut cele mai grozave păcate. Și Domnul se uita la sinceritatea acestor persoane și cele care mărturiseau sincer erau botezate cu Duhul Sfânt. Slăvi să fie Domnul! Un alt lucru legat de stăruință, nu era an în care să nu fie citit sau se folosea foarte mult pasajul din Luca capitolul 11. Cunoașteți întâmplarea aceasta, este întâmplarea cu prietenul de la miezul nopții și este foarte mult folosită la stăruință, pentru că așa se încheie lecțiunea aceasta, întâmplarea aceasta, pildă aceasta pe care a spus-o Domnul Isus. și dacă voi care sunteți răi știți să dați darul bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Slăvi să fie Domn. Deci este localizată această pildă, este folosită și conturează rugăciunea stăruitoare pentru Duhul Sfânt. De aceea este mereu folosită. Dar ce am vrut să vă spun și apoi mergem la rugăciune, vreau să fie un mesaj scurt, vreau să vă rugați și apreciez că aveți ser de stăruință și Dumnezeu să vă ajute să aveți mai multe seri de stăruință. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu mulți din cei care au primit și primesc darurile Duhului Sfânt. După ce ați primit Duhul Sfânt, să primiți și darurile Duhului Sfânt, pentru că Dumnezeu dă, slăvi să fie Domnul. Noi avem și la Biserica Betel tineri care au vedenii, care au descoperiri și ne bucurăm ce bine ar fi în vremea în care urmează să fie cât mai mulți din cei care Dumnezeu le vorbește ca să putem să sfătuim oamenii, să avem uh, mesaje. Chiar în timpul stăruinței care se făcea la Betel, când era câte o persoană care uh, mergea mai greu, îl vedeam că dintr-o dată se stinge, se prăbușește, îl chemam uh, la rugăciune, erau frați care aveau daruri și spuneau, ai o problemă în cutare domeniu, ar trebui să mai faci o mărturisire, vezi că este ceva la mijloc și uh, se făcea această legătură între cer, deci ce ne cerea Domnul și starea celui care stăruia și dădea rezultat această rază la care mergea cel care avea probleme. Ne rugam împreună cu frații, proroci cu frații care aveau daruri. Nu erau lipsiți acești frați de la stăruință. Dumnezeu ne-a binecuvântat și au fost și frați care ne-au ajutat în sensul acesta. Slăvi să fie Domnul. Toată lucrarea este a Domnului. Legat de această întâmplare din Luca 11, puneam problema întotdeauna a organizării stăruinței. Dumneavoastră, observați că aici, în pildă, sunt trei personaje. Cel care are pâine, cel care vine de pe drum și este flămând și cel care mijlocește chiar dacă nu se va scula, spunea Mântuitorul, să-ți dea pâine că ți este prieten, pentru stăruința ta supărătoare, pentru stăruința lui supărătoare, s-a ridicat și a dat pâine. Eu regăsesc în această pildă acest triunghi binecuvântat. Și vreau să țineți cont de aceasta și vă spuneam că e o chestie de organizare a stăruinței. Eu mai făceam semn la persoane care erau pe margine și erau cu ochii deschiși când focul era mare, când Domnul cerceta și noi ne luptam acolo cu frații care stăruiesc și uh, suntem, suntem alături și uh, simțeam cu cel care stăruiește și vedeam pe câte unul care stă și povestește cu altul, îi făceam semn să se roage. Cel care are nevoie de pâine este cel care stăruiește. Are nevoie de darul lui Dumnezeu, de Duhul Sfânt. El are nevoie. Nu poate fără aceasta. Cel care dă este Dumnezeu. Slăvi să fie Domnul. Nu va da Duhul Sfânt celor care îl cer? Ba da, credem că Dumnezeu dă. Dar este cineva care mijlocește. Și acela ești tu și eu care sunt alături de cel care stăruiește. Doamne, dă și lui. Are nevoie, Doamne. Așa cum mi-ai dat și mie. Și vă mărturisesc că au fost situații în care Chiar am strigat și noi alături de Cel care stăruiește, am strigat către Dumnezeu și ne-am transpus acolo și am spus, Doamne, așa cum Te-ai îndurat de mine, Doamne, așa cum uh, mi-ai dat și mie, dă-i și Lui, Doamne. Și au multe rugăciuni pe care le-am făcut în Biserica Betel, Doamne, sunt copiii fraților, sunt copiii surorilor, sunt cei din adunarea noastră, îndură-te, Doamne, dă-le puterea Duhului Sfânt. Haideți să închidem triunghiul acesta în mijloc cei care stăruiesc, pe margine cei care ajută și deasupra tuturor cel care poate să dea. Numele Lui să fie binecuvântat. Domnul să fie cu dumneavoastră, să înceapă stăruința și veniți la stăruință, străduiți-vă, folosiți momentul. Noi nu știm ce vremuri vin. Avem nevoie de această putere. Dacă, întreb, dacă te întreb, poți să traversezi Sahara fără apă? Nu poți. Tot așa, nu vom putea traversa vremea care urmează fără Duhul Sfânt. Dumnezeu să dea Duhul Sfânt. Și un alt lucru pe care l-am văzut și cu asta închei la stăruință, am văzut persoane care a crezut că mâine e gata să termine ziua, lumea. Aceia au primit Duhul Sfânt. Eu mi-aduc aminte când am stăruit. Am știut și a crezut că mâine e prea târziu, că dacă Domnul vine la noapte rămân nemântuit și rămân fără această putere. De aceea, cei care au pus problema în felul acesta, Doamne, eu astăzi vreau, nu știu ce va fi mâine, știu că astăzi Tu lucrezi, nu mă las de Tine până nu mă binecuvintez, doresc această putere. Cei care au dorit-o sincer, Domnul s-a îndurat și le-a dat Duhul Sfânt. Domnul să vă binecuvinteze și să vă ajute să nu uitați de mărturisire, să nu uitați să fiți alături de cei care stăruiesc, cei care ați primit poate Duhul Sfânt într-o seară și urmează iar stăruință, să fiți alături de cei care au nevoie să primească și ei. Și am mai sezizat vreo 90% dintre stăruitori care au primit Duhul Sfânt astăzi, mâine au fost opăriți. Așa stăteau, vai, oare am primit, oare n-am primit, au venit că la frați, nu știu frate ce să mai cred, vine așa o deznădejde peste mine, deci diavolul ca o ultimă sforțare vine și aduce deznădejdea, necredința. Și a doua zi după ce ai primit, nu mai știi ce cu tine, Treci peste momentul acela și nu întrerupe. Vino la rugăciune. Nu mai stai în rândul întâi, dar stai în rândul al doilea. Ești și tu sub putere. Aștepți și tu îndurarea lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze pe toți și să lase Duhul Sfânt peste noi toți. Ami.